Bună seara din nou, am intrat în zona feminității acestui program. Este a doua persoană de sex feminin, dar are un CV. Stați așa să vi-l spun. Aurora Martin are foarte multe funcții, pălării, cum le spune dânsa. Este vicepreședinta Institutului Internațional pentru Securitate Umană din Chicago, decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, consilier principal la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. În 2015 a fost nominalizată Femeia Anului în România pentru apărarea și promovarea drepturilor femeilor. Are premii pentru protecția și promovarea drepturilor femeii de la autoritățile române, dar și egiptene. Sărut mâinile, doamnă, bine ați venit. Este o plăcere să vă am alături de mine. Am citit două fraze despre dumneavoastră și am rămas impresionat de câte ați făcut și faceți în continuare ca feministă și activistă pentru apărarea drepturilor minorităților din lumea asta, așa zis, modernă. Aș vrea să o luăm cu începutul. De unde a plecat drumul acesta pe care vă aflați acum? Unde ați făcut școala de generozitate? Aș putea să vă întreb. Da, frumoasă întrebare, școala de generozitate. Am plecat de acasă, de la părinți dintr-un sat din Vrancea, unde am urmat școala generală, după care am mers la 10 ani, am plecat la oraș, okay, pentru că se făcea școală mai bună, nu-i așa? Și cam asta. După aceea am tot plecat prin lume. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Ați avut de mică înclinații către zona asta de activism? N-aș merge către o legendă așa. Am fost un copil normal totuși. Dacă e să-mi aduc aminte de niște momente definitorii care probabil m-au marcat indirect, fără să conștientizez la vârsta aceea, în clasa a patra s-a făcut un schimb de experiență, se numea atunci, între școala generală din sat și un sat din Covasna pentru strângerea relațiilor dintre români și unguri. Ei bine, am nimerit într-o casă cu o familie foarte, foarte generoasă, foarte primitoare. Era prima dată când plecam de acasă. În prima seară am plâns de dorul părinților și a fost un noroc faptul că întâlnirea cu lumea a fost prietenoasă. Am căpătat încredere în ceea ce poate să-mi ofere lumea. Mai mult decât atât, pot să vă mărturisesc că chiar săptămâna trecută întâmplarea a făcut să găsesc această fetiță, fetiță, acum e femeie în toată firea, după 40 de ani, am găsit-o pe Facebook și urmează să ne revedem. Excelent! Da. Sunt faine revederile astea. Da, într-adevăr. Asta este una dintre întâmplările copilăriei care zic eu că mi-au modelat percepția față de celălalt din vremea respectivă și din vremea de astăzi, corect, din societate. O a doua întâmplare, tot în școala primară, pe drumul de la școala de acasă era un bătrân singur. Învățătorul ne-a spus că e singur și că dacă vrem putem să trecem pe la el, să petrecem din când în când puțin timp cu el. Și mi-amintesc că ne opream, îi duceam din sandwich-ul nostru, îi duceam câte un fruct, dar cel mai important era faptul că îi îndulceam puțin singurătatea. Vorbea cineva cu omul. Exact. Nu se mai simțea așa părăsit. Exact. Deci, iată două categorii sociale la care poate nu ne gândim întotdeauna. Dar de ce nu se face acum? În momentul ăsta, să mă contraziceți dacă există deja, un ONG care să se ocupe strict de bătrâni singuri. Acum pe pandemie, dacă se închid toate, au nevoie de cineva care să le livreze medicamente, mâncare, etc. Și mai mult decât atât, de relația interumană, de comunicare, de dialog. Pentru octombrie chiar a fost ziua
singurătății. Ziua bătrânilor, okay. Ziua persoanelor în vârstă. Și există Fundația Principesa Margareta, acum Fundația Regală Margareta, are un program de foarte mult timp special pentru persoanele în vârstă și chiar un telefon al vârstnicului care înseamnă foarte mult. Foarte bine, ar trebui mai multe. Foarte mult. Și mai mult decât atât, prin 2010, cred, a trebuit să plec la o conferință în Polonia. Și tema era tocmai cum se implică societatea civilă în sprijinirea persoanelor în vârstă. M-am uitat pe internet, am căutat, nu am găsit decât două remarci. Una era legată de Fundația Principesa Margareta, cealaltă de o organizație de undeva de prin Piatra Neamț care folosea, ca să zic așa, persoanele ieșite la pensie pentru turism local. Pentru că de multe ori pensionarea înseamnă o perioadă foarte dură, foarte critică pentru o persoană activă care deodată se trezește a doua zi și vede că nimeni nu mai are atâta nevoie de el. Mulți, sau din păcate, de ea. Se și îmbolnăvesc din cauza asta. Da, când am fost în Statele Unite, am găsit o carte la un moment dat care al cărei subiect era tocmai pregătirea persoanelor pentru ieșirea la pensie, pregătirea psihologică. Trebuie un training pentru asta. Da, foarte interesant. O să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu doamna Aurora Martin, o persoană extraordinară. O să aflați mai multe despre dânsa. Am revenit în direct alături de o persoană extraordinară. Este vorba despre doamna Aurora Martin. Are foarte multe titulaturi, dar acum vom intra pe o zonă în care dânsa a activat și în Africa, s-a dus în Africa să salveze victimele sclaviei. Sclavia, în momentul de față, e greșit percepută, e percepută ca ceva îndepărtat, care a existat poate prin Evul Mediu sau pe la americani cu persoanele de culoare, dar ea există pe lângă noi și trecem pe lângă ea poate fără să o observăm. Cum ați ajuns în Africa? Care a fost drive-ul? Apropo de sclavie, înainte de a ajunge la Africa, există într-adevăr mai multe persoane aflate în sclavie astăzi decât oricând în orice altă perioadă a istoriei. În Africa am ajuns într-adevăr și în zona aceasta de sclavie, am ajuns chiar pe insula unde a fost capturat Kunta Kinte. Am cunoscut chiar două persoane descendente din familia lui, două bătrâne care erau protejate așa în tribul din care făceau parte. Poate făceau și turism cu ajutorul lor. Da, e foarte greu să vorbești despre turism acolo. E foarte multă sărăcie. E o fațetă a sărăciei greu de imaginat pentru noi care ne trezim, creștem într-un confort cotidian. Adevărat. Pe care nu-l apreciem la justa valoare decât atunci când ajungem în astfel de zone în care ne copleșește sărăcia. Mă gândeam că putea să o rezolvați mai simplu, vă duceați la țăndărei. Sau avem 11.000 de cazuri prin România, cazuri care te frustrează pe tine ca cetățean român când vezi că s-a dovedit că oamenii au avut în sclavie alte persoane și că justiția n-a putut să facă nimic. Unde credeți că este problema aici? Și ce ar trebui făcut? Care e soluția? Trebuie mers la cauză. Noi mergem de multe ori la efect. Arestăm pe cineva și am terminat. Suntem fericiți că l-am văzut acolo. Trebuie mers la cauză și ca să mergi la cauză, trebuie să mergi și la cu educație, în primul rând. Cu educație atât la potențiala protecția victimă. Protecția are și protecția socială, mă gândesc, un rol important acolo. Are, dar în momentul în care intervine protecție socială, deja avem o victimă. Eu vorbesc de acțiune homeopatică, să zic așa, la remediu homeopatic. Să mergem la sursă. Și asta am încercat să fac mergând în școli și
în special în școli, ca să atrag atenția asupra acestui fenomen și să încerc să fac educație în spiritul protejării de invazia de pericole la care sunt expuși copiii. Zic copiii pentru că nu numai fetele sunt expuse traficului de persoane. De fapt, există trei mari categorii de exploatare. Exploatarea prin cerșetorie, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală. Organizația dumneavoastră pune la dispoziția victimelor traficului de persoane, un avocat, spre exemplu, sau îi ajutați în sensul ăsta să poate să își dea în judecată agresorul, nu știu dacă e termenul sunt corect. Sunt prea multe victime și ar fi nevoie de prea mulți avocați, așa încât nu am mers pe latura aceasta, nu am studii juridice, așa încât să abordez problematica din această perspectivă. Am mers pe ceea ce știu să fac și ceea ce consider că poate avea eficiență în procesul de abordare. Ce înseamnă funcția de vicepreședinte la International Institute for Human Security din Chicago? Înseamnă... La cât vă duceți la serviciu la funcția asta? Tot timpul. Înseamnă o întâlnire săptămânală cu bordul. Este un bord internațional în care președinta este din Statele Unite. Avem de pe fiecare continent există un reprezentant în acest bord și am mers oarecum înaintea pandemiei, am mers pe o soluție de întâlnire, de cooperare prin rețelele de socializare. Am încercat să livrăm cunoaștere fără impedimentele pe care le pot aduce la un moment dat călătoriile, tot ceea ce presupune logistica unei organizări unei conferințe. Noi organizăm odată la două săptămâni întâlniri cu o personalitate pe domeniul securității umane. Abordăm o problematică legată de obiectivele mileniului și de stabilizatori sociali, cum ar fi responsabilitatea de a proteja securitatea alimentară, securitatea umană. Aici pare mai multă teorie. Migrația. Eu am o gândire practică de cele mai multe ori. Uneori bună, alteori mai puțin bună, dar practică. De ce nu se face un tel verde? Alo, sunt sclav. M-au prins și de acolo să se declanșeze, să se activeze mai degrabă ONG-urile că la Caracal. Am văzut ce s-a întâmplat. Degeaba, alo, m-au prins. Bine, succes. A fost răspunsul. E foarte greu de imaginat că cineva care ajunge să fie sclav va avea acea posibilitate de a spune... E una la un milion, dar e. Da, e, într-adevăr. Dar de multe ori, ia să ne gândim la fetele care sunt traficate. Ajung în contact cu un bărbat, nu? Pentru că asta este modalitatea de a fi exploatată. De multe ori se plâng, de multe ori cer ajutor. Cât timp trece până cineva intervine. Și atunci când intervine, o face cu teamă, cu frică. Păi asta zic, ONG-ul ar avea niște oameni specializați să intervină în genul ăsta de situații și poate că la un moment dat ar deveni mai important decât poliția. Și te-ai baza pe el pentru că știi că reacționează prompt, vin băieții pregătiți, te extrag de acolo și au rezolvat problema. Știți cât de mare este această plagă socială? Știți câți bani produce această industrie a sclaviei moderne prin traficarea femeilor? Credeți că ar omorâ ONG-știi? Da. Da, e un risc foarte mare. Gândiți-vă că dacă, să zicem, industria drogurilor, ai cumpărat o cantitate de droguri, ai dat niște bani pe ea, ai vândut-o cu alt preț și ți-ai luat un câștig. Okay. Dar după aia trebuie să cumperi altă cantitate. Ei bine, dacă ai o femeie la dispoziție pe care ai răpit-o, ai convins-o, ai păcălit-o prin diverse metode, ea ți aduce bani în fiecare zi.
nu trebuie să mai investești în ea. Eu sper că tehnologia asta o să rezolve și problema cu roboate, cu roboții sexuali care deja sunt în magazine, ajung la un nivel atât de avansat încât o să spună, băi, băgăm roboți, că ăștia muncesc toată ziua, nu mai avem nevoie de oameni. Poți să dispară de la sine cumva plaga asta. Da, aștept să scrieți primul roman pe tema asta. S-ar putea să-mi dați idei. Acum un an ați lansat Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne. Ce înseamnă acest muzeu? Unde putem să mergem să-l vizităm? Ideea acestui muzeu mi-a venit când am fost în Statele Unite. Am vizitat Freedom Center în Cincinnati. În Statele Unite am fost cu o bursă a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Professional Fellows. Timp de 6 săptămâni am învățat organizare comunitară, ceea ce la noi e într-o fază destul de incipientă. Vă așteptăm în administrație. După studiile astea, e nevoie de oameni ca dumneavoastră. Da, într-adevăr. Hillary Clinton și-a făcut teza de doctorat pe organizare comunitară acum mulți ani, ca să înțelegeți cât de departe suntem. Așa, și vizitând acest muzeu, am înțeles că noi, în Europa, nu avem un... sau aici în sud-estul Europei nu avem un asemenea muzeu și că ar fi atât de multă nevoie, pentru că România este printre vinovați. Este printre vinovați, dacă este țară, țara noastră de lângă noi, noi am asuprit etnia asta o perioadă. Acum unii sunt foarte vocali că aoleo, că e rău că sunt oamenii ăștia de altă etnie, dar dacă analizezi un pic istoria, găsești că e cumva că logic sigur că da. Ce sigur. Se întâmplă în sigur. Momentul sigur. De față. E o vină istorică pe care ar trebui ca popor să ne asumăm. Să ne cerem scuze, sigur. Cumva. Sigur. Dar eu am mers pe cealaltă latură a sclaviei, a sclaviei moderne, a exploatării prin cerșetorie, prin muncă sau exploatării sexuale. Și eu nu sunt de acord cu asta, exploatarea prin muncă, Și totuși asta s-a întâmplat în Argeș, nu? Când au descoperit acei săraci copii cu lanțuri. Da, mi-aduc aminte de cazul ăsta. Da. Și am venit în țară și am hotărât că trebuie să fac acest muzeu. Însă să faci un muzeu înseamnă foarte multă birocrație, foarte multă și logistică. Și ce conține el? Adică mă uit la ce? Deci m-am gândit întâi să-l fac fix, să găsesc o casă în care să facem, dar asta însemna foarte multă cheltuială și foarte limitat efectul, pentru că ar fi putut să-l viziteze câteva persoane, câțiva turiști sau oamenii dintr-o anumită localitate. Ori intenția mea nu era să fac ceva static, ceva care să ajungă la un număr limitat de persoane. Intenția mea era să ajung la acele potențiale victime din satele românești, acele potențiale victime care în lipsă de informare și în lipsă de mijloace financiare ajung la un stadiu de vulnerabilitate care le transformă în victime sigure ale Păi ar fi destul de ușor de identificat victimele, cu pricina pentru că provin din familii dezorganizate, fără resurse financiare. Dacă s-ar duce cineva la primărie și ar face o listă cu familiile respective, ați rezolva-o dându-le un mail la fiecare, nu știu, la unii nici nu e vorba de mail, că săracii nu au apă curentă sau altceva, ducându-se la fiecare poartă și comunicându-le să fie atenți că... E o idee bună, dar haide să vă spun un caz de copilă care a fost lăsată singură acasă pentru că părinții au plecat la muncă în străinătate. Acea fetiță a crescut cu o frustrare, cu frustrarea abandonului, cu lipsa grijii, cu lipsa tandreții, cu lipsa protecției și cu libertate totală. Materne sau paterne. Și atunci primul lover boy care vine și face niște propuneri sau îi dă senzația că cuiva îi pasă de ea. O speculează afectiv. Da, speculare afectivă, da. Imediat pică în plasa traficantului. Trist că nu e de judecat asta. De aceea, acest mesaj, da, ar putea ajunge la cineva care știe cât de cât sau nu e atât de disperat
să fie, să găsească o... Aleph News, știi! Chiar fals să se duce după ea, da, da. Doamna Aurora Martin, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat să fiți alături de mine în seara asta. Exact. Discuția, da, în momentul ăsta s-a terminat, dar o putem relua cu altă ocazie. Rămân aici, la Aleph News încă. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!